Și mine m-am găsit la proful mai pe exerciții de matematică. Așa este, bine, ne vedem și pornim repede treaba. Da, dar i-a dat o... Asta? La lecție nouă și ar vrea să explica conflictul dumneavoastră. Afara unitații dintr-un număr, procent. Da. Deci afara... Unitații dintr-un număr, procent. Hai să vedem teoria. Trebuie să apropii pe teoria. Da. Astăzi v-am predat, nu? Da. Asta, da, astăzi v-am predat. Da. Ce ai înțeles tu din teorie? Că nu, nu ne-am când de treabă până nu înțelegem teoria. Așa am procedat la asta. Am înțeles că dintr-o fracție, cum ar fi 2 pe 5, ca să aflu un procent, cum ar fi 25%, trebuie să fac 25 ori numitorul împărțit la număr la așa, împărțit la numărător sau pot să fac procentul împărțit la numărător ori numitor. Uite, aici tu vrei să-mi spui că tot este o neformație din care faci tot o cană. Da, eu nu știu cum vor. Deci, uite, numărătorul, numitorul, eu am încercat să urmăresc, dar nu am urmărit nimic, n-am înțeles nimic. Hai să luăm ușor, să înțelegem așa. Ce înseamnă 1%, așa se scrie, parcă, nu? 1% din... Scrie, 1% din 100 de lei. Păi, 1 scriem ca 1 pe 100, adică un procent din 100. 1% scriem ca 1 pe 100, da? Păi, dar 1% scriem ca 1 pe 100. Da? De acord asta. Totul din 100. Asta e procentul. Asta e. Deci procentul acela P se scrie ca fiind 1 pe 100, dacă era 7 pe 100. 7, dacă era 7%, ziceam 7 pe 100, da? 1 pe 100 ori 100. Adică ori 100 de lei acolo. Din 100, da? Din 100, da, 100 de din număr. 1 pe 100 din numărul dat. Înseamnă că 1% de lei. Așa, băi. Deci, înseamnă, de fapt, 1 pe 100 ori 100. Asta a fost numărul. Adică 100 pe 100 înseamnă 100 și la 1. 100 pe 100 înseamnă 100 pe 100, 100 pe 100 înseamnă cu 1, din 1 fracție. 100 pe 100? 1. 2 pe 2 nu face 1, 3 pe 3 nu face 1, 4 pe 4 nu face 1. 100 pe 100 egal cu? 100 pe 100, 100 pe 100, dar nu are. Deci face 1. 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 10 lei. 2% din 10 lei. Cine vrea să zică? Cine a înțeles? Cine a înțeles ce am spus eu până acum? Care zic până acum? Da. 2% o scriem 2 pe 100, adică 2%. Deci este egal 2 pe 100. Asta înseamnă 2%. 2 pe 100. Din numărul ăsta, din 10. Din 10, mă scuzați. Ori 10. Da. Și aici o să, adică aici o să fie 10, o să facem 10 ori 2, 10 ori 2, deoarece 10 împărțit la 100 nu se poate. Deci... Dar putem să dai un 0 de tu și un 0 de tu. Putem să face simplificare. Da. Ar face, cât ar face? Ar face 20. Numărători în 3 și numitori în 3, mulțim, da? Deci, la clasă mi s-a spus așa, ca să facă 2% din 10, din numărul acela, cum am spus, că înmulțește numărătorul cu numărul respectiv și împarte la 100. Așa, așa ai spus, Daria, nu? Da. Înmulțești numărul respectiv cu numărătorul și împarți la 100. Deci ar veni
20 supra 100. Și s-a simplificat prin 10, asta e fracție, nu, simplificabile, că am vorbit de reductibile, ireductibile, spuneam să nu vedem în fața ochilor, da? Și face iarăși 2 pe 10 simplifică și face 1 pe 5. Înseamnă o cincime din valoarea respectivă. De regulă, autorii când dau problemele acestea, le dau numele mai mari ca să se împartă la 100. Adică spunem 2% din 2% din 5.000. Cât este oare 2% din 5.000? 3 pe 5.000. Deci, zicem 2 pe 100. Deci, a, 2 pe 100. 2 pe 100. Ori 5.000 de 1. 5.000 de 1. Ori egal cu 2 cu 0 ori, 2 0 ori aici. Și va fi 100 pe 1. Da, 2 ori 50 fac 100 pe 1. Deci, așa e greu. 2% din 5.000 înseamnă 100. Dar 7% din... Deci 7% din... 5 din 500. Egal. 7 pe 100. 7 pe 100. Ori 500 pe 1. 500 supra 1. 2 de 0 să tăiam în două. Da. 35. Și egal cu 35, da? Egal cu 35. Deci 7% din 500 egal cu 35. Dar 23% din, deci 23% din 200. Păi 23 pe 100. Face 23 pe 100. Ori 200 pe 1. 200 supra 1. 2 de 0 se simplifică. Da. 46 pe 1. Și face 46, pe 46. Deci a aflat cât la sută reprezintă ce înseamnă atât la sută dintr-un număr. Deci eu am numărul. Deci am numărul și vreau să-l văd cât reprezintă 2%, 3%, un procent din numărul ăla. Ce să faceți? Procentul acela se înmulțește cu numărul. Și am aflat în felul ăla exact valoarea procentului, aflat valoarea respectivă, da? Deci, ca să aflăm cât reprezintă la sută dintr-un număr, eu am numărul dat, știu cât la sută vreau să calculez, înseamnă că muncesc procentul acela, adică B supra 100, cu numărul respectiv și aflu exact rezultatul care îmi trebuie. Sunt și probleme care cunosc valoarea procentului. Adică, eu știu că 2%, 2%, 2% din 5.000 fac 100. Cât este numărul? Deci, problema invers. Adică o să pun 2 pe 100 ori 100 pe 1. Deci, zicem, 2 pe 100 din X, că nu știu. Deci, vă ce cu X? Nu știu. Egal ca răspuns, 100. Da? Deci, 2% din nu știu cine, egal cu 100. Acum, eu tare mult aș vrea ca cele două fracții să aibă același numitor. Și tare mult m-aș bucura ca așa e să fie tot 100. De aceea mulțesc și fracția asta cu 100. Da? Și numărătorul și numitorul. Și o să fie 2 ori x supra 100 egal cu 100 care era. Înmulțit cu încă 100, cu 0, 0, 100, supra 100. Și iată cum fracțiile acestea sunt egale.
au același numitor și ce fericit sunt eu acum, înseamnă că numărătorii sunt egali. Da. Așa, 122x egal cu... 2x egal cu 10.000. Da. Știu unde rezultă că x egal cu 10.000 învățătorii? 5.000. Vezi? Deci, x-ul acela stă la foarte repede. Dacă știu să fac operații cu fracții, se pot manevra foarte bine. Pentru că în discuția care am purtat-o cu Daria, ea asta vrea să-mi prezinte cele două cazuri. Și la clasă, stata de mulțumim, comentor, cumpărător, nu știu ce, fac acolo, știu. Dar toată povestea este asta, copii. A afla cât la sută dintr-un număr, înseamnă că zic procentajul, mulțit cu numărul, calculez și văd cât îmi dă. Invers, când nu știu pe număr, dar știu valoarea procentului, fac egalitatea asta. Adică sunt procentul din nu știu cine. Ai procentul de același numitor? Da, procentul știu egal cu atâta, fac ca să fie același numitor și care sunt numărătorii, că știu, am făcut de multe ori, două fracții sunt egale, având același numitor, numărătorii sunt egale. De asta logica de gândit. Da. Și când trebuie să afli procentul? Ca să aflăm procentul, înseamnă că nu știu pe ăsta. Dintre 60 este 90. Deci, iată, sunt trei probleme la urmă. Corect. Procentul, hai să scrie relația, procentul, da, pe la sută, ori numărul din, numărul, din care calculez numărul, numărul din care calculăm, egal cu valoarea, valoarea procentului. Deci, asta este relația. Hai să număr numărul din care calculăm nânc. Nânc este numărul din care calculăm procentul. Uh-huh. Și notăm valoarea procentului cu, cu nânc, numărul valoare pe care îl găsim. Și atunci relația care trebuie să o avem în vedere este pe la sută. Pe la sută. N ori N C. Egal cu N V. N V. Asta e relația de bază. Da? Relația de bază. Uitați. Vreau să scriu, să vă zic că... Nu, bine. Vreau să clarific în lucrurile. Deci dacă știu relația aceea, de acum trei probleme am. Două din ele le știu și trebuie să aflu a treia. Da? Deci... Nu înțeleg. Este un pic... Este un pic ca să fie clar pentru toată lumea. Mai ales, eu nu numai la voi mă opresc, mă opresc la toți prietenii noștri. Deci, să scriu așa. Aici... Hai să fim valoarea procentului, mai clar. Valoarea procentului. Deci, un valoarea procentului. Așa. E mai clar. Deci, relația pe care o avem este asta. Pe la sută ori numărul că le calculăm valoarea, numărul, egal cu valoarea procentului. Da? Asta vreau să o scrieți în părere. Deci pe la sută, ori numărul că le calculăm valoarea procentului, și asta e valoarea procentului. Ori numărul, egal cu valoarea procentului. Și acum avem mai multe situații. Cazul întâi. Știm. Două puncte. Pe la sută și pe număr îl știm. Și numărul. Și trebuie să calculăm pe cal cu cine. Vedeți? Adică asta am făcut. Chiar am făcut câteva probleme până acum. Deci știu procentul, știu numărul,
trebuie să calculezi valoarea procentului. Adică, ce trebuie să dau? Pe la 100, să zicem, pe la 100 e 7%. Deci P-ul este dat. 7%. Numărul pe care îl iau, să le iau un multiplu de 100, de acasă, să simplifici acolo. Egal cu numărul, egal cu pentru... 10.000. 10.000. Da, 10.000. Care este valoarea procentului? Valoarea procentului cât este? Și atunci pentru asta scriem relația. Pur și simplu scriem relația, mă știi. Cum scriem? Și rezolv. Hai, te rog, să vorbești. 7 pe 100. Ori. Numărul din aproape. Adică 10.000 pe 1. Egal cu și cu cim. Egal cu. 2 de 0, stai cu 2 de 0. Și face 7 ori 100. 700. 700. Și am găsit de VP. Deci asta este VP. Valoarea procentului. 7% din numărul respectiv. Mai ușor. Cazul 2. Cazul 2. La cazul 2, pe cine să nu știm? Pe cine? Pe? Nără. Deci, atunci ce știm? Știm. Știm pe la 100. Da, știm pe la 100. Și știm și pe VP. Și pe cine trebuie să aflăm? Care e întrebarea? Pe Nără. Nără e ca un cifre. Nu știm numărul. Și cum un exemplu. Dă-mi tu un exemplu. 7%. Nu, nu mai pune 7%. 6%. Pe la 100. Pe la 100 egal cu cât ai zis? 6. 6. Da, 6%. Și VP să fie... Și VP... Să multe de... Nu, VP dă ce vrei tu. 620. 620. Și 620 este VP-ul, da? Da. Și atunci, știi, relația de o scrii. Dar tu... Horia. 6%. Adică 6 pe 100. Da, 6 pe 100. Ori. Ori 6 este 20 pe 1. Nu. Ori X. Ori X, că nu știi. Ori X egal cu... 6 este 20. Egal cu 6 pe 20. Și acum zici, bă, ce mult mi-aș dori să fie același numitor și partea asta. Să fie tot 100 și aici. Și atunci înmulțești cu 100 și sus și jos. E 6 pe 1, e pe 1 acum. Deci înmulțești cu 100 la numărător și la numitor. Adică înmulțești și în pas cu 100. Frația neschiva și ca și mai mulți cu 1. Și atunci zici echivalent. Și ea devine 6x, înmulțește aici, dar 6x supra 100. 6x supra 100 este egal cu 620 ori 100, mai pui 20 de ori, 6, 2, 0, 0, 0, 6, 62 de mii, de acord? Supra 100. Și acum ești foarte fericit, foarte fericit, că ai același numitor. Deci rezultă că 6 ori x, egal cu 62 de mii și un singur x egal cu 62 de mii împărțit la 6. Și face împărțirea aceea, dacă se face exact, dacă nu, asta e, poate n-ai dat foarte bine, dar trebuie împărțirea se face exact, al doilea dat exact. Deci, al doilea caz a fost știm P și VP. Al treilea caz. Nu știm VP. Cazul al treilea. Știm ce? Știm ce? N. E numărul, da. Și VP. Și știm pe VP, îl știm. Și ne interesează... Ne interesează... Pe la 100. Pe la 100. Pe la 100 egal cu 5. Asta e povestea. Și am scris, vă luăm un exemplu. 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 Numărul care îi vine să facem procentul este... Hai să spunem,
50. Numărul, deci, care mi se dă? Și vârful? Valoarea coeficientului? 1000. Valoarea coeficientului trebuie să fie mai mic decât numărul dat. Deci, totdeauna mai mic. 20, zici, da? 20. Eu am să zic că e 5. Hai să vedem cu 5. Ca să meargă acolo cam. Da? De obicei 5. Și scriu relația. Pe supra 100. Pe la 100 trebuie să scrieți. Da, pe la 100, dar înseamnă că sunt 100. Ah. Pe la 100, da? Pe 100 ori 50. Ori 50. Pe 1. Pe 1. Egal cu? 5. 5 pe 1. Da. Echivalent cu 50 și cu 100 se simplifică. Da. Pentru un 0 și chiar 5 prin 10 își face 2. Da. 2. Și rămâne pe supra 2. Pe supra 2 egal cu 5 supra 1. Egal cu 5 supra 1. Deasupra eu seama în 2 baze numitorul 2. Așa că o să mă înțesc prin 2. O să mă înțesc cu 2 și sus și jos. Am venit și fracția asta cu, da, cu 2, da? Prin 2 va fi P ori. P supra 2. Supra 2. Egal cu 10 pe 2. 10, da, 10 pe 2. Și atunci? Am aceeași la, am aceeași unică. Da, deci până la 100 e egal cu 10. Egal cu 10. Da, da, da. Deci până la 100 e egal cu 10. Da? Deci ați înțeles? Asta e relația din fază. Două se dau, aflăm pe a treia. Două se dau, aflăm pe a treia. Sigur că dacă așa s-ar da lucruri la clasă, voi spune, perfect, mă descurc. Dar așa, vi se dă, mulți numărători, cumitori, împărți la celălalt, nu știu ce, nu știu cum, dar de fapt, așa spune chestia asta, e calitatea două fracții, toată povestea acolo. E greu? Nu. Ai trebuit, da. Facem o problemă. Da, 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 mi-e și o problemă de... Deci, în final, în final, asta a fost de bază. Procentul, ori numărul mic dat se calculează, și aici valoarea procentului. Da? Deci asta trebuie să fie înțeles. Eu vă dau sunt problema, dacă aveți o altă problemă, voi foarte bine. Oh. Dacă... Ai venit, Cristina, ca să mă mai atunci, pe, pentru toată lumea pe toată. Da, da. Da, mai punem, am o punem un pic. Da. Și a terminat și în ceva, nu? Da, 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 așa cum te rog, deci că acum îi mai ținem celor de... Mulțumesc, da. Am înțeles exact ce am făcut. Exact. Eu nu am venit în amic, ca și lor, și am făcut. Vrei să facem subiectul de olimpiadă? Nu, acum. Are un subiect? Are un subiect de olimpiadă, dar tot ala ei. Neapărat. Hai, dar tot ne mărțim? Cum? Nu știu, vedem acum. Ce vreau da. Când l-am dat astăzi? Vin când vreau dat, bine? Am avut bine olimpiadă. Dar da. Nu mai pun multe pe site-ul ăla. Nu e dat olimpiadă, dar acum? Eu că am dat. O, păi ăla îl vroiam. Dar hai să facem o problemă la concentrica, să înțelegeți, da? Da. Dar ea mai indicat, da? Da. Nu, nu mai există, mai știu. Nu, nu mai facem de la da. Dar hai să facem problema aceea care le-am dat-o acolo. Ai terminat. Să compună. Ai terminat. Da, să compună, știți că am insistat eu. Erau patru probleme. Una au făcut-o Daria la clasă. Una am făcut-o noi data trecută, când unor, doi, ori, trei, nu știu ce, nu am aflat restul. Da, unde e hărduțilele mici, Daria? Problemele la mici, iar domnul profesor. Și mai era a treia și a patra. Exact, da, da. Subiectul mâine, dar l-am făcut fără să terminăm, corect. Și Daria a zis bine. A rezultat. Da, hai să finalizăm. Da, 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 da. Și poate atunci subiectul de olimpiadă, ca să vedem ce lucruri de complex. Hai să o spunem, ca să zicem, subiectul de olimpiadă, da?